Mutu amenință. În curând voi spune exact cum au stat lucrurile în scandalul cu Chelsea. Briliantul așteaptă decizia TAS, după care va povesti cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în scandalul cocaina. De 5 ani n-am vorbit despre ce s-a întâmplat la Chelsea, dar în curând voi începe să spun cum au stat de fapt lucrurile, a declarat briliantul într-un interviu pentru postul TV Sky. Mutu a vorbit despre scandalul de la Chelsea din 2004, caz în care tribunalul de arbitraj sportiv trebuie să decidă dacă Mutu va plăti sau nu 17 milioane clubului londonez. Despre prima echipă din Serie A, Inter, Mutu nu are amintiri prea plăcute. Inter îi avea atunci ca atacanți pe Ronaldo, Zamorano, Baggio, Vieri și Recoba. În 2000, Lippi mi-a zis să rămân să mă bat pentru un loc în atacul lui Inter. M-am uitat în jur, am văzut cu cine am de-a face și am plecat la Verona, a spus Mutu, care a recunoscut că a negociat cu Roma în urmă cu un sezon. Vara trecută, eu, Fiorentina și Roma am căzut de acord să rămân la Florența, a spus atacantul român.